Bun găsit, trăim vremuri interesante, ofertante, dar și provocatoare. Odată cu digitalizarea și crearea unui sistem sigur de păstrare a banilor, au apărut și tot felul de încercări din partea escrocilor de a sparge conturile și de a intra în posesia banilor străini. Pentru asta se pun la cale tot felul de scenarii, care de cale mai originale. Din fericire, nici băncile nu stau pe loc și își educă în mod proactiv clienții. Moldincom Bank a lansat recent o campanie prin Mediul căreia își propune să spărească nivelul de securitate informațională a clienților. Despre campanie, dar și despre modul în care oamenii își pot ști banii în siguranță, discutăm în studioul Agora cu șefa direcției securitatea cardurilor din cadrul Molding ComBank, doamna Elena Grigor. Bună ziua și bine Bună ați venit! Bună ziua! În... Bine v-am găsit! Uh, Interesantă uh, această inițiativă proactivă din partea uh, Molding ComBank. Haideți să vorbim un pic despre uh, campania asta. De ce? a fost nevoie de ea, care este scopul ei și uh, cum a venit ideea, de la ce a pornit totul? După cum ați menționat, mediul online este foarte uh, în decurs de dezvoltare în zilele actuale, dar și amenințările furtului de date sunt foarte mari. Din păcate, foarte mulți oameni uh, cad victime în uh, plasa escrocilor, și Molding Bank vrea să aducă la cunoștință cât mai multor clienți despre schemele de manipulare care sunt din partea escrocilor și cum clientul poate să se protejeze în caz că există potențial de a cădea în plasa acestor escroci. Se numește campania Cyber Security, și înțeleg că deja v-ați confruntat cu anumite semne că ar trebui de lucrat mai mult pe aspectul securității banilor, securității online a banilor. Da, din păcate, vedem un trend destul de negativ în care clienții cad în plasa acestor scroci și o să vorbesc despre simplu despre schemele care sunt utilizate de escroci pentru a obține aceste date. În primul rând, clienții sunt telefonați de către persoane și care se prezintă drept lucrători bancari și le comunică cu clienții sub pretextul că clienții au careva, au careva tranzacții neautorizate, clienții se alarmează că banii se scot de pe cont și cred aceste, aceste, persoane că sunt lucrători bancari și furnizează toate datele care li se cer. De fapt, clienții nu înțeleg că lucrătorul bancar niciodată nu o să solicite de la ei datele despre card și mai ales parolele de unică folosință care clienții le primesc prin SMS la telefon. Adică clienții trebuie să fie foarte vigilenți cu aceste apeluri să nu comunice în nici într-un caz, sub niciun pretext, nimănui, aceste informații despre card și mai ales parolele OTP, parolele de unică folosință care sunt recepționate prin SMS. Fiindcă aceste parole, de fapt, sunt, ca să înțeleagă lumea de acasă mai bine, sunt de fapt ca un PIN. Da? Clientul când merge la bancomat și își scoate banii, introduce acest PIN care îl știe doar el, ceea ce ar trebui să știe doar el și își scoate banii. Parola aceasta de unică folosință primită prin SMS este exact ca acel PIN doar pentru tranzacții online, în, în mediul internet. De aceea trebuie cu foarte mare precauție atunci când se cer aceste date, în nici într-un caz, nici în niciun pretext, aceste date să nu fie furnizate. Și dacă clientul are dubii cu cine discută la telefon, mai bine închide apelul și revine la numărul oficial care este în spatele cardului la bancă pentru a verifica uh, dacă acest apel este din partea lucrătorilor bancari sau nu. Uh, un alt uh, trend acum recent uh, care ia amploare de furt de date este prin intermediul companiilor cu nume. De exemplu, escrocii folosesc companiile cu nume din Moldova și sub pretextul unor organizării, unor campanii, de exemplu, aceeași livrare de colete. Acum, probabil mai mulți cunosc că poșta Moldovei se confruntă cu această problemă. Clienții sunt apelați sub numele de Poșta Moldovei, le se transmite un link și li se spune că clientul pentru a recepționa coletul este necesar să mai achite careva sume suplimentare pe acel link. Clienții când accesează linkul dat, de fapt ei accesează linkul escrocilor și prin intermediul acestuia ei furnizează toate datele escrocilor. De aceea, atunci când clienții primesc asemenea mesaje, ei trebuie în primul rând să sune compania și să întrebe dacă într-adevăr fac aceste campanii pentru a se asigura că nu este, nu este, o înșelătorie. De fapt, orice link expediat de oricine, indiferent chiar să fie aceeași bancă, în momentul când îi se expediază clientului un link spre ceva, unde trebuie clientul să introducă date sensibile, dar când vorbesc de date sensibile am în vedere numărul cardului, termenul de expirare a cardului, CVV-ul, care este cifra din, uh, numărul din trei cifre din spatele cardului și, desigur, parolele de unică folosință expediate prin SMS. Dacă clienții primesc linkuri unde trebuie să introducă aceste date sensibile, le trebuie să le trateze cu suspiciune maximă. Fiindcă aceste link-uri, de fapt, este capcana unde se colectează datele de card, care ulterior sunt utilizate pentru, pentru furtul de mijloace financiare din conturi. De aceea, când un client primește vreun link unde trebuie să introducă datele de card, nu trebuie nici într-un caz să le introducă acolo, trebuie să verifice acel link printr-un simplu apel uh, la bancă sau la compania care efectuează aceste campanii de, de promovare pentru clienți. Doamna gregor, dacă ar fi să recapitulăm. Care sunt datele de card pe care clienții sau beneficiarii nu ar trebui să le dea niciodată nimănui. Pentru că sunt anumite date pe care le putem oferi, de exemplu, numărul cardului, da, pentru transferuri care pot fi făcute uh, spre noi, dar care sunt datele care ar trebui să rămână confidențiale. Exact, după cum ați menționat, numărul cardului poate fi furnizat uh, pentru transferuri P2P, da? pentru transferuri între conturi, între clienți. Dar vreau să accentuez aici un aspect important, că pentru un transfer, este suficient doar numărul cardului. Atunci când expeditorul îi comunică beneficiarului că pentru a finaliza transferul mai este de ceva suplimentar pe care va date, înseamnă că acesta este suspect. Respectiv, nu se comunică mai multe alte date în afară de numărul cardului atunci când se face un transfer de mijloace de la un card la altul. Referitor la întrebarea dumneavoastră, nu se comunică nici într-un caz nimănui termenul de expirare a cardului, CVV-ul, care este un număr din trei cifre din spatele cardului și, desigur, parolele de unică folosință primite prin sms -a. Aici... Dar aceste parole, de ce sunt? Haideți să le explicăm oamenilor. Cu ce scop sunt trimise aceste parole? Exact, vroiam să explicăm. Vreau să menționez aici că parolele, de fapt, clienții ce fac? ei nu citesc textul mesajului care conține parola. De fapt, parola din SMS, el conține și un text pentru ce este destinată. De exemplu, dacă clientul își face aplicația mobilă a băncii, pentru a-și face aplicația mobilă a băncii, este necesar de toate datele cardului, inclusiv parola. În mesajul textului este scris clar Parola este destinată pentru accesul în aplicația mobilă. Dacă un client face tranzacții prin internet, în mesajul textului scrie parola și textul a fost inițiată o tranzacție la comerciantul X. Adică vreau să atrag atenția la acest moment ca fiecare client, atunci când primește un mesaj cu un cod din șase cifre, patru cifre, indiferent, fiecare bancă diferit. Scopul nostru este nu numai de a ne proteja clienții noștri, dar toată populația, fiindcă orice cetățean al Republicii Moldova este un potențial client al băncii noastre. Și respectiv, toți cetățenii care primesc un SMS cu un cod sunt cumva responsabili de a verifica destinația acestui cod. Adică mesajul conține și informația pentru ce este acest cod, ori pentru o tranzacție prin internet, ori pentru acces în aplicația mobilă. Cel mai grav este când clienții dau acest cod pentru accesa aplicația mobilă, pentru că odată ce a accesat aplicația mobilă escrocii, ei au practic acces la toate conturile clientului fiindcă aplicația mobilă este o mini-bancă a clientului. Și odată ce uh, a ajuns în mâna escrocilor, uh, ei pot face um, multe tranzacții neautorizate. Cu toate că banca are limitări și în acest sens pentru a micșora pierderile financiare în caz că acest fapt s-a întâmplat. Dar care sunt cele mai frecvente tertipuri pe care le utilizează escrocii pentru a obține aceste date? Ce vă spun clienții atunci când sună? Care sunt scenariile așa cele mai comune în afară de asta cu poșta Moldovei? Da, clienții sunt apelați de către escroci care se prezintă drept angajații bancari. Și iată, sunt manipulați la telefon prin diverse scheme de constrângere, de frică, și clienții ei cred pe aceste scroci și le furnizează prin telefon datele de card. Au fost situații când clienții au furnizat și 20 de parole de unică folosință primite prin, prin mesaj. Adică, ca să înțelegeți, accesul în aplicația mobilă sau de a fi efectuată o tranzacție prin internet nu este posibil doar furnizând o singură parolă, da? O singură parolă este necesar doar pentru o tranzacție. Escrocii, văzând că au primit aceste date, ei nu se limitează la o tranzacție, ei vor să scoată la maximum, mai ales dacă obțin acces în aplicația mobilă și acolo este vizibilă balanța contului, respectiv scopul lor de a manipula în, în continuare clientul și de a scoate cât mai multă informație pentru a scoate cât mai mulți bani. Clientul este telefonat, spune, vă telefonează de la bancă. Așa. Ă, dumneavoastră aveți o tranzacție neautorizată în cont. Clientul având bani pe cont se alarmează. Cum așa? Da, iată, ca să stopăm operația asta, trebuie urgent, urgent să ne ajutați să, să stopăm operațiunea frauduloasă. Clientul, da, ce trebuie să fac? Furnizați numărul de card. Clientul dă numărul de card repede, repte va venit o parolă pe telefon, nu vă uitați repede, mi-o dați că dacă nu, nu introducem acum parola aceasta, noi nu putem să stopăm transferul. Clientul nu citește, dă sub presiunea aceasta că îi sfură bani din cont, dă și parola. Odată ce a obținut și parola, escrocul zice, ceva nu a mers, nu ați pus corect parola, Va mai veni o parolă, vă rog încă o dată. Și atașa de vreo 5-10 ori poate să se repete. Clienții, din păcate, fiind în, în starea asta de agitație, pe care, fiindcă e scroții, tot folosesc niște scheme de manipulare destul de, de reușite. Verificate da? deja. Da, verificate deja, care funcționează pentru clienții simpli, care fiecare om și păstrează mijloacele și cumva îl doare dacă el, dispar din cont, să ne place muncii. Clienții ăștia, <coughs> ei sunt aleși așa la nimereală? Pentru că, de exemplu, acest escroc poate să telefoneze, dacă alege la nimereală, poate să dea peste un operator bancar care cunoaște foarte bine cum se întâmplă da? totul. Eu personal am fost telefonată de un escroc. Așa. Da. Am fost telefonată. Și am discutat cu el. El și-a dat seama că nu o să cadă în plasa lui. Am încercat cât mai simplu să discut în așa fel încât să scot mai multă informație, dar ulterior, când nu a reușit să obțină informația de la mine, a început cu cuvinte necenzurate. Da. Iată, așa. Evident că cade, adică dă și peste oameni care au educație financiară și își dau seama că este scroc și în cazul ăsta ei doar închid apelul și telefonează următorul client. Dar ce se întâmplă cu acești, aceste persoane rău intenționate? Înțeleg că, pentru că îmi dau seama, clientul vine la bancă sau sună la bancă și zice că iată, mi s-a întâmplat asta, operatorul bancar nu prea are cu ce să-l ajute în situația respectivă, adică nu poate să-i întoarcă banii în cont. Totul depinde de situație. Operatorul bancar blochează imediat cardurile, conturile, accesul în aplicația mobilă Așa. și transmite informația către direcția securitate, Așa. direcția care o conduc eu. Noi la rândul nostru imediat verificăm aceste tranzacții, și unde este posibil de stopat transferul. Contactăm imediat banca beneficiară a transferului în cazul în care a fost un transfer de mijloace bănești și unde este posibil, noi acționăm, acționăm, rapid și facem tot posibil ca să stopăm acești bani și să returnăm persoanei. Dacă transferul deja a fost, banii au fost scoși din cont, atunci, noi, ca bancă, deja nu mai putem să facem nimic. De exemplu, dacă au fost făcute cumpărături online, să zicem. Chiar și la cumpărături online. Noi contactăm banca care deservesc ca cei comercianți Așa. pentru a stopa livrarea de produse. Sunt bănci care sunt foarte conlucrative cu noi și stopează livrarea de produse și face anularea acestor opera operațiuni. Sunt bănci care comunică, băi, tranzacția a fost făcută cu parola 3D Secure, este cel mai înalt standard de securitate care poate fi implementat la nivel de, de tranzacții online, respectiv nu, nu vă putem returna banii înapoi. Dar sunt mulți comercianți, bănci care deservesc acei comercianți, care stopează aceste, aceste livrări de produse și fac anularea operațiunilor Dar escrocii ăștia ajung vreodată să fie identificați? Ce se întâmplă cu ei mai departe? sau? Da, informația este transmisă Centrului pentru combaterea crimelor informatice mm. Și din câte cunosc colegii în lucrare cu noi Adică noi furnizăm lor toată informația necesară lucrează în sensul ăsta și chiar au și reușite. Sunt persoane care au fost prinse, nu știu cu ce s-a finalizat dosarele, din păcate, dar sunt și, și situații reușite. Revenind la tema cu cele mai des întâlnite, vreau să menționez încă o schemă foarte des întâlnite recent, este că clienții sunt contactați prin rețelele de socializare. Foarte des sunt sparte conturile de socializare ale clienților și clienții din numele persoanelor care sunt în lista de prieteni contactează prin rețele de socializare și cer anumite date de card pentru a face un transfer. Vă dau un exemplu clasic. De exemplu, mie mi-a scris mama mea și îmi scrie, iată vreau să fac un transfer, hai te rog, dăm cardul tău. Eu știind că e mama mea, evident că am o încredere în ea și îi furnizez toate datele de card. De fapt, nu îmi scrie mama mea, dar cineva i-a spart contul de Facebook sau de Instagram a mamei mele și îmi scrie din numele ei, mie, pentru a-i furniza datele de card clienții văzând că sunt în lista lor de prieteni și având încredere în aceste persoane, desigur că furnizează datele și parolele uh, prin uh, mesajele din rețelele de socializare. Vreau să menționez aici momentul ăsta că în momentul când cineva prin rețelele de socializare vă, vă cer datele de card și mai ales parolele de unică folosință, nici într-un caz nu le dați, contactați persoana cea la telefon, întrebați-o de ce are nevoie, pentru ce ai acest transfer, și așa mai departe, și doar după ce vă confirmă, atunci luați hotărârea dați sau nu dați aceste date. Dar parolele OTP, oricum, nu, nu trebuieți pentru a efectua un transfer. Vă rog să ne spuneți dacă are mult din Combank acum o politică bine definită în comunicarea cu clienții care, iată, au căzut în prada acestor escroci. Pentru că mă gândesc că, da, unii clienți ar putea să vă telefoneze și fie să fie nemulțumiți că li s-a întâmplat așa, fie să încer încerce să găsească ajutor la uh, operatorii bancari, dar probabil sunt și din, dintre acei clienți care nici nu raportează aceste lucruri pentru că nu știu la ce să se aștepte, nu știu ce fel de, de ce fel de comunicare vor avea parte. Cum? Care este politica Moldin Combank pe acest segment? Politica noastră este ca să acordăm suportul clienților prompt. Apelul nostru este că atunci când clientul s-a confruntat cu așa o situație să apeleze imediat banca fiindcă după cum ai menționat anterior, banca în unele situații are părghii de a ajuta acel client. De aceea, în cazul, dacă există vreo șansă ca careva mijloace financiare să fie păstrate, clientul nu trebuie să o rateze. Plus la asta, banca acordă maxim informații referitor la, această, la aceste tranzacții neautorizate, inclusiv IP adresa, adică foarte multe detalii despre tranzacții care ulterior ar ajuta organele competente să identifice escrocul. Pentru mm -hmm. atunci când nu informează, banca nu are cum să știe, respectiv și rata de succes a escrocilor este mult mai mare. De deci, aceea apelul băncii este să informeze imediat ce a căzut în, în ca victimă în plasa escrocilor. Totuși, din uh, statisticile pe, de care dispune din Combank, cine sunt cei care cad mai des în plasa uh, escociilor și vorbim aici de categoriile de vârstă? Tinerii, clienții, consumatorii tineri, care au un areal mai larg, cunoștințe mai vaste în ceea ce ține de. Potențialele scenarii care pot veni din partea escrocilor, sau clienții mai în vârstă, care cunosc câte ceva, dar nu, nu au reușit să intre în esență, poate. Paradoxal, dar nu ține de categorie de vârstă, fiindcă sunt foarte mulți clienți cu o vârstă mai înaintată, dar care sunt foarte precauți. Și atunci când li se pare ceva suspect, contactează banca și verifică informația, ulterior acționează. Pot să zic că majoritatea clienților sunt cei care nu, sunt, nu au cunoștințele de bază financiare. Da? Adică, cei care cumva utilizează activ tehnologiile băncii mai puțin cad în plasa escrocilor, pot cădea în plasa de gen accesând linkuri neverificate sau nu știu, accesând un e-mail unde are un, un mesaj de phishing în el. Dar clienții care nu utilizează activ tehnologiile băncii, E, cad în, în victime în plasa escrocilor. Doamna Ligor, dar dacă primim un mesaj de la un unghi din străinătate care tocmai a decis să-și facă testament și ne promite că ne lasă o moștenire uriașă și are nevoie de datele noastre bancare, ce să facem? Da? și datele ca să intrăm Trebuie în Trebuie să vă amintiți că totuși cașcavalul ieftin e doar la în plasa șoarecului sau cum, cum e proverbul acela. Desigur că toate mesajele de genul ăsta trebuie tratate cu suspiciune maximă și verificate. Și iarăși menționez, chiar dacă, ați, chiar dacă clienții au dat careva date de card, atunci când s-a ajuns la parolele astea care vin prin SMS, atunci trebuie să se oprească și să zică, băi, ceva nu e în regulă, trebuie să verific. Revenind la campania pe care a lansat-o Molding Home Bank, una dintre ideile centrale ale acestei campanii este ca limbajul securității financiare să devină unul universal și să nu țină cont de vârstă. Vorbiți-ne un pic mai mult despre asta și, de fapt, cum va impacta această campanie cu clienții dumneavoastră de acasă. Banca în, genere, în general promovează o politică de dezvoltare digitală, adică vrem să excludem aspectul ăsta, incomoditatea când clientul trebuie să se adreseze la oficiile băncii, să stea în rând pentru careva serviciu. Respectiv, noi zi de zi lucrăm pentru a aduce cât mai multe tehnologii și comoditate pentru, pentru clienți. Reieșind din acest aspect, noi nu facem diferență între categoria de vârstă a clienților. Credem că orice client este apt și de a, mai întâi de a înțelege cât e de comod de a utiliza o aplicație mobilă la distanță, unde poți stând acasă să faci foarte multe lucruri într-un click. Spre exemplu, eu pe mama mea mult am convins-o să-și achite facturile din aplicația mobilă sau să nu-și mai scoată tot numerarul și să-l țină acasă, dar să-l păstreze pe, pe card. Dar odată ce am convins-o, i-am rătat cât de comod e acest lucru, ea doar achită de acasă facturile. Stând acasă și spune, Doamne, de ce eu până acum mă duceam la bancă, stăteam și pierdeam atâta timp? Ideea că problema, de fapt, clienții mai, mai vârstnici au frica aceasta de a nu le se fura banii din cont. De aceea e important ca mesajul care noi astăzi îl promovăm să ajungă la cât mai mulți, că dacă clientul o să-și mențină în siguranță toate datele, evident că furtul o să fie imposibil. Fiindcă banca, de fapt, are grijă prin standardele înalte de securitate care le implementează, are grijă de banii clienților. Toate mijloacele furate sunt din cauza că clienții Uh, nu sunt precauți la, la schemele acestea de manipulare. Pe final din discuție, eu o să vă rog să veniți cu un mesaj uh, pentru clienții Moldincombank, dar și pentru toți cei care ne privesc uh, și să, le, să recapitulați, așa, câteva lucruri de bază pe care ar trebui să le rețină, să le noteze și să nu le uite pentru a ști banii în siguranță. Da, probabil o să mă repet, dar este foarte important. Clienții nu trebuie să furnizeze sub niciun pretext, nimănui, datele de card și parolele de unică folosință primite prin SMS. Vreau ca clienții să înțeleagă că aceste parole sunt analogic pinului sau, mai simplu vorbind, este ca o cheie de acasă, care odată ce a fost dată unui rău acesta cel mai probabil va intra în casă și va fura bunurile. Exact și cu parolele date, odată ce au fost furnizate rău ei la sigur o să furi banii de pe cont cu utilizarea acestea. Al doilea moment important este că să aibă grijă uh, site-urile care le accesează și unde se introduc aceste date de card. că sunt foarte multe site-uri care colectează uh, datele de card. Dacă site-ul nu este credibil sau primește careva link-uri prin e mail uh, aceste link-uri trebuie tratate cu suspiciune maximă și nu trebuie introduse datele pe acel card pe acele linkuri. Aici aș veni cu o sugestie. În cazul în care clienții vor să achite totuși pe careva site-uri, dacă totuși clientul vrea să introducă datele de card pe un site dubios, cel mai bine pentru tranzacții prin internet, clientul să-și facă un card separat, în care să-și mențină doar o sumă micuță pe cont, necesară strict pentru achitarea online. Adică să nu utilizeze un card unde are toate mijloacele financiare pe el. Acesta este o modalitate simplă, dar foarte efectivă de a te proteja în caz că totuși au fost scurgeri de date și prin acel site, prin acea pagină de internet, a fost posibilă colectarea acestor date de card. Adică clientul își face încă un card cu, cu, cu cont separat, nu la același cont își pune mijloace, de exemplu, planifică să cumpere o mobilă da? sau planifică să cumpere un ceas de 1000 de lei, își pune pe contul cel la 1000 de lei cât are nevoie pe, pentru acea tranzacție și o efectuează. Fiindcă chiar dacă în cazul ăsta o să fie furate datele de card, e scrocii când o să încerce să se extragă, acolo bani nu o să fie în cont. În cazul în care clientul utilizează un card de bază, Unde își, pă își păstrează toate mijloacele, există riscul ca aceste date să fie furate și să fie bani luați din cont. O altă sugestie este ca clientul periodic să-și verifice extrasul din cont, să-și verifice tranzacțiile Și în cazul în care identifică vreo tranzacție dubioasă, să atenționeze imediat banca. De asemenea, să trateze cu suspiciune orice campanie venită de la companii cu nume din Republica Moldova sau din afara ei. Să verifice aceste campanii de promovare mai întâi și după aceea să facă achitările necesare. Și desigur deja soluții de antivirus la calculator, să verifice să, să, trateze cu suspiciune e-mail-urile care le primește, unde sunt linkuri și orice apel sau orice mesaj prin rețele de socializare care implică date despre card, la fel trebuie verificate suplimentar și tratate cu suspiciune maxim. Chiar dacă vine de la soț, soție, iubit, tata, mama și așa mai departe. Doamna Grigore, vă mulțumesc pentru prezență și pentru discuția asta informativă și utilă. Eu vă reamintesc că am discutat despre escrocheriile online, dar și despre metode de a ne păstra banii în siguranță cu doamna Elena Grigor, șefa direcției Securitatea Cardurilor din cadrul din Bank. Vă mulțumesc pentru atenție și vă îndemn să rămâneți în continuare alături de Agora. Toate bune!